Cum trecem mai departe la o altă rubrică? Bă, dar v-am să zic, care uite, nu mai am timp. Nu mai ai timp? Să... Sunt scurte. Sunt mai mult mono... Da, zi. Ce ai alege între Brad Pitt și Marlon Brando, Angelina Jolie și Marilyn Monroe? Dintre... Brando și... și Marilyn Monroe pentru Cătălin. Ok. Se pot citi gândurile oamenilor sau să poți citi gândurile oamenilor sau să te poți teleporta? Să mă pot teleporta. Să poți zbura pentru o zi sau să fii invizibil pentru o zi? Să poți zbura. Să fii mușcat de un vampir sau de un păianjen radioactiv? Bă, nu, că am fobie de păianjen, de vampiri. Vampirii să vină. Paris sau Londra? Am văzut Paris. Londra n-am văzut, dar cred că tot Paris zic. Numai sărat sau numai dulce? Sărat. Sau mănânci numai sărat. Ok. Să poți călători oricând în trecut sau în viitor? Nu, în viitor. Zi sau noapte? Noapte. Teatru sau film? Teatru. Mai mult sau mai puțin? Nu, frate, mai puțin. Să locuiești pe plajă sau într-o cabană? Dacă ambii ar candida la președinție, pe cine ai vota? Mama sau tata? Tata. Dostoievski sau Tolstoi? Dostoievski. Să rămâi blocat pentru totdeauna pe o insulă pustie singur sau cu persoana pe care o urăști cel mai tare? Cu persoana pe care o urăști cel mai tare. Să nu mai poți mânca niciodată ciocolată sau fructe? Ciocolată. Să ai toată viața un corp perfect. Nu, stai, adică, cum adică? Adică... Să renunți la ciocolată? Să renunți la ciocolată. Dă-le încolo de fructe. Să ai toată viața un corp perfect, dar o inteligență sub medie, sau să ai un corp invers, mediu, nu există, dar o inteligență peste medie? Păi ce, Iron Man? Să ai un job groaznic, dar care să-ți permită să te pensionezi și să trăiești tot restul vieții confortabil. Nu, jobul fain. Jobul fain, dream job. Să cunoști și să înțelegi toate misterele universului, mai zic sau? No. Sau să știi dinainte toate urmările deciziilor pe care le vei lua vreodată? Nu vreau așa ceva, nu. Să fii înconjurat de proști fericiți sau de genii depresive? Sau să fii tu un prost fericit sau un geniu depresiv? Nu, geniu depresiv. Uh-huh. Oricum avem depresia în noi, orice ar fi. Da. Sau o formă mai mică sau mai fiind, mare. La un moment dat va veni și aia. Dacă ești prost, ești depresiv. Să experimentezi eșecul sau să nu accepți provocarea? Nu, eșecul. Suntem obișnuiți cu eșecul de mici. Da. Să ai o piele cameleonică care schimbă culoarea în funcție de starea de spirit sau tatuaje care ți-ar apărea pe tot corpul, dând de gol toate activitățile tale din ziua respectivă, dar după ziua aia se vor duce. Deci pielea cameleonică... În funcție de starea ta, ai o anumită culoare. Și lumea știe asta. Da, tare, oricum știe lumea. Eu nu am cum să mă ascund de treaba asta. Asta îmi spun mulți prieteni de mine și apropiați de mine. Frate, se vede totul pe fața ta. Deci tu nu poți să ascunzi, că erai la televizor. Păi cum să ascunzi? Era lângă mine, că omul și nu am putut. Să-ți pierzi toate lucrurile de valoare și toți banii sau toate pozele și amintirile făcute vreodată? Nu, bani și așa, amintirile nu. Să trăiești pentru un an într-o casă doar cu femei sau doar cu bărbați? Ați pregătit eram, dar stai puțin. Aha. Numai cu femei sau numai cu bărbați? Da. O să aleg bărbați. Să rămâi blocat timp de o săptămână într-o cameră obscură sau într-una în care lumina nu se stinge niciodată? M-am răzgândit, niciodată. Aleg femeile. Da, așa. O cameră obscură timp de o săptămână sau o cameră în care lumina nu se stinge niciodată? Mă, totuși, lumina e o fază. Timp de o săptămână. Timp de o săptămână o să stea deci o lumină atât? În ochi. Da. O săptămână. Hai, aleg o săptămână. Ok. Bun. Continuă fraza.